Bună seara, dragi români. Avem referendum pe 26 mai. Am semnat astăzi decretul și am convocat acest referendum împreună cu alegerile europarlamentare. Vă aștept la vot, la referendum și la europarlamentare. La referendum avem două întrebări. Prima întrebare sunteți de acord să se interzică amnistia și grațierea pentru corupți? Da, eu sunt de acord și sper și în acordul vostru, fiindcă ne dorim o societate curată, o societate performantă în secolul 21, o societate europeană pentru România. A doua întrebare, sunteți de acord să se interzică ordonanțele de urgență în domeniul justiției. Da, ne dorim o guvernare pentru români, o guvernare performantă, o guvernare europeană. Avem alegeri pentru Europa, avem un referendum pentru Europa, dar avem mult mai mult. Acest referendum este mai important astăzi decât oricând. După doi ani și jumătate de abuzuri și excese, românii au șansa de a da un răspuns clar actualei guvernări, au șansa de a vota și de a transmite ce cred despre PSD și despre ofensiva psd împotriva justiției. Pesediștii au votat codurile au votat codurile penale fără să țină cont de nimeni. Își dau legi ca să poată fura mai departe în liniște. Ei nu se mai tem de nimeni. Eu cred că trebuie să se teamă de votul românilor din 26 mai. Unii vorbesc despre cum acest referendum este doar consultativ, despre cum ci că nu ar avea rezultate, pentru că Parlamentul poate să nu țină cont de el. Nu sunt de acord. Un referendum trimite un semnal și acest referendum va trimite un semnal foarte important. Și acum, avem o suprapunere de vot pentru partide cu un referendum. Deci, românii au posibilitatea să dea un semnal pe două direcții, să voteze, să aleagă partidele care, după părerea lor, sunt bune și pot da un bot de blam partidelor pe care nu le consideră bune și, în același timp, să spună dacă sunt sau nu sunt mulțumiți cu ceea ce face PSD de doi ani jumate încoace. Și mie să nu-mi spuneți că acest vot nu contează. El este consultativ, dar contează. Contează votul țării și se va ține cont de rezultatul acestui vot. Dacă românii vor veni la vot, și vor spune că nu sunt de acord cu PSD, atunci noi avem un mandat să acționăm. Imediat, a doua zi, referendumul, dragii mei, este începutul unui proces mai amplu, un proces care începe acum cu alegerile europarlamentare, continuă la toamnă cu alegerile prezidențiale, continuă la primăvară cu alegerile locale și, în final, la sfârșitul anului viitor, cu alegerile parlamentare. Tot acest proces, tot acest vot trebuie privit în ansamblul său. Nu mă interesează detaliile tehnice. PSD-ul, cu siguranță, va încerca prin toate mijloacele să boicoteze acest referendum. O să vă spună că nu contează, că sunt probleme tehnice. Nu contează. Nu contează că se opune PSD. Contează ceea ce doriți voi românii care mergeți la vot. Ați văzut ce legi fac pentru ei? Ați văzut cum vor să se protejeze? De data asta există șansa unei schimbări reale. Semnalul, dragii mei, se va da pe 26 mai la referendum și la europarlamentare. Am fost acuzat că politizez acest referendum. Nu. PSD politizează acest referendum prin abuzurile pe care le face, prin asaltul continuu asupra justiției, de când au ajuns la guvernare. Asta este, dragii mei, adevărata politizare. Și acest referendum este și despre PSD. Cine merge la vot poate să dea o lecție PSD-știlor. Pe mine, în final, mă interesează care este raportul dintre cei care sunt alături de PSD în acest atac asupra justiției, în această proastă guvernare, fără autostrăzi, fără spitale, fără școli modernizate, și care sunt de cealaltă parte. Vreau să văd. Cine este împreună cu mine pentru o România europeană. Vreau să văd cine este împreună cu mine pentru o guvernare europeană. Cine este împreună cu mine pentru o justiție dreaptă și pentru o societate românească performantă. Asta îmi doresc și asta vreau să știu de la voi. Nu contează boicotul pesediștilor. Nu, acum contează votul românilor. Și dacă românii vor înțelege și vor ieși la vot, vom schimba România. Există căi democratice, există soluții pentru România. Știu care sunt aceste soluții, știu cum să le pun în practică, dar în tot acest demers, Dragii mei, am nevoie de votul românilor. Voi fi acuzat că fac campanie. Dar este normal. Este normal să fac campanie pentru România, nu pentru altceva. Eu de când sunt președinte, mă implic pentru România. Și asta vreau și pentru asta, da, voi face campanie și pentru referendum, și pentru prezidențiale, dar mai ales pentru o Românie europeană, o Românie justă, o Românie dreaptă, o Românie așa cum și-o doresc românii, nu așa cum și-o doresc pesediștii. Au risipit banii pe pomeni electorale, au ignorat nevoile românilor. Au nevoie să le dați o lecție. Iar această lecție se va da în prima etapă cu referendumul din 26 mai. S-au adoptat în acești doi ani și jumătate nenumărate decizii greșite, nenumărate abordări greșite din partea PSD-ului au luptat împotriva justiției, împotriva opoziției, împotriva multinaționalelor, împotriva Europei. Eu, președintele României, voi face campanie împotriva acestor abuzuri. Eu voi face campanie împotriva acestor decizii, pentru că este datoria oricărui om cinstit, patriot, pro-european, Bun român, preocupat de viitorul țării, să facă campanie pentru o Românie mai bună. Eu mă voi implica. Dragi români, vă aștept la referendum. Dragii mei, vă doresc sărbători fericite.